vom asista la unul dintre cele mai importante evenimente care au existat vreodată în istoria lumii moderne, de la Revoluția franceză încoace, căderea comunismului și așa mai departe. Subiectul meu în această după-amiază se intitulează A căzut Babilonul. Bineînțeles că această repetare a expresiei A căzut Babilonul nu este accidentală, iar intenția Domnului Iisus Hristos a fost aceea de a ne asigura că atunci când face o declarație de două ori, acel lucru sau acea anticipare a evenimentelor se va împlini cu siguranță. Dumnezeul nostru care este în ceruri și care este atotputernic numără zilele tuturor acestor minți luminate care astăzi compun nucleul acestei idei care se reflectă în societate din ce în ce mai mult. A căzut Babilonul cel mare, Babilonul istoric, Babilonul literar și a căzut Babilonul modern. În Ioan capitolul 3, versetul 3, avem această declarație: adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția cerului. Principiul sau adevărul numărul unu care izvorăște în această declarație este că fără schimbare nu există acceptare. Rețineți, versetul nu spune că nu se poate duce în împărăția lui Dumnezeu. Versetul spune nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Viața unui păcătos nepocăit și neconvertit în prezența veșnică a Tatălui Ceresc și a Domnului Hristos n-ar fi altceva decât un iad. A doua declarație foarte interesantă care scoate în evidență principiul numărul 2, principiul sacrificiului de sine, se găsește în Ioan capitolul 12, versetul 24. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Al treilea principiu fundamental care îl putem găsi în Ioan, capitolul 16, versetul 20, adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea, în timp ce voi plângeți, se va bucura. Voi vă întristați, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Deci, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Un alt adevăr foarte important în Ioan capitolul 6, versetul 26, ne spune: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Acesta este al patrulea adevăr pe care Domnul Hristos îl scoate în evidență în Evanghelia lui Ioan. Năvodul Evangheliei prinde tot soiul de pești. Dragii mei prieteni, al cincilea adevăr pe care îl descoperim în Evanghelia lui Ioan, capitolul 13, versetul 21, spune: adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Acesta este adevărul despre noi. Nu putem avea încredere în noi, dar putem avea încredere în Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă nu veghem, să ne rugăm, să știți că avem foarte mari șanse ca să putem în momente de criză să întoarcem spatele Domnului nostru Iisus Hristos, nu pentru că nu l-am iubit, dar ca și Petru, care l-a iubit pe Domnul Hristos, dar nu suficient, așa și noi putem să îi întoarcem spatele datorită unor circunstanțe sau datorită unor momente de slăbiciune, momente de o clipă în care îl trădăm pe Domnul Hristos. Ultimul adevăr fundamental pe care doresc să-l împărtășesc din Evanghelia lui Ioan se găsește în capitolul 13, versetul 21. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Acesta este adevărul despre mântuire sau adevărul despre salvare. De când Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl, El ne-a trimis belșug de binecuvântare, părtășia minunată a Duhului Său Sfânt, Marele Mângâietor care ne va călăuzi în tot adevărul, un mângâietor care plânge, suspină, un mângâietor care nu poate fi mințit, un mângâietor care întotdeauna ne îndeamnă la rugăciune, ne îndeamnă la părere de rău și produce acea misterioasă pocăință, schimbare a naturii inimii noastre. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus, adevărat, adevărat vă spun, că de acum înainte veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu coborându-se și ridicându-se peste Fiul omului.
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că de acum înainte vi se lasă casa pustie. Sigur că, trăind în Statele Unite, sunt într-o oarecare măsură afectat de limbajul vitriolic pe care îl auz pe stradă, mă fac să simt că, într-adevăr, zilele lumii libere sunt numărate. Am locuit în California în jur de 15 ani și privesc către coasta de vest, locul unde socialismul științific predat de Gorbaciov încă din 2003-2004 a transformat societatea într-un comunism care fermentează tăcut până la explozia finală. Mi s-a întâmplat ca în studiile mele personale să dau peste această imagine interesantă un grup de tinerei care țin în mână o pancardă în care spun Keep God out of California. Țineți pe Dumnezeu afară din California. Știți, m-a durut această declarație, pentru că dacă îl dau afară pe Domnul Iisus și pe Tatăl nostru din cerul din California, se pare că nu mai e nimeni să-i ajute. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit ce seamănă omul, aceea va și secera. Mi-aduc aminte de un grup de tineri la fel de entuziaști, așa ca cei din imagine, undeva în 2005 în São Paulo. Grupul acesta de tinerei s-au hotărât să petreacă seara împreună. Băuseră alcool, din nefericire, o mămică creștină imploră pe fiica ei să nu se urce în acea mașină în care șoferul era în stare de ebrietate. Mama temătoare de Dumnezeu își imploră fiica cu ultimele cuvinte: te rog, draga mea, dacă chiar vrei să te duci și nu vrei să asculți de sfatul meu să nu te urci în mașină, te rog, ia-l și pe Dumnezeu cu tine. La care tinerica, în mod socialist, se întoarce și împărtășește o privire ironică și arogantă către mămica ei, spunându-i: mamă, nu vezi că aici e plin? Dacă Dumnezeu vrea să vină cu noi, are loc în portbagaj, că numai acolo avem spațiu. Ce s-a întâmplat în următoarele secunde a fost dramatic. Pierde controlul volanului și izbește mașina în mod fatal de un copac puternic. Mașina se încolăcește în jurul copacului, iar cele 6 sau 7 suflete care erau într-o stare de ebrietate în mașină sunt de fapt tocate sau amestecate într-un amalgam nedefinit de fiare, oase și carne. Poliția, ajunsă la fața locului, a constatat cu uimire că singura parte nedistrusă a mașinii era portbagajul. Unul dintre polițaii care făcea cercetările, din curiozitate, a deschis portbagajul. Spre stupefacția presei, a ziarelor, a jurnaliștilor care au să scrie povestea aceasta în Jornal du Brasil, găsesc acolo, în portbagaj, un cofrag de ouă, neatins, nedistrus, nezdrobit. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Fetița cu aroganță a spus: dacă vrea Dumnezeu să vină cu noi, să stea în portbagaj, că numai acolo este loc. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Luca capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Poate că vă puneți o întrebare. Dar de ce n-a intervenit Dumnezeu în ciuda nebuniei acestor tineri? Pentru că Dumnezeu a creat acești tineri cu o voință liberă. Dumnezeu a creat pe acești tineri cu voința și dreptul de a alege binele sau răul. Cu tristețe spun, trăim într-o lume în care nu numai că îl ținem pe Dumnezeu afară din California, îl ținem pe Dumnezeu afară din familiile noastre, dacă îl ținem pe Dumnezeu afară din biserică, dacă îl ținem pe Dumnezeu afară din societate și în cele din urmă, dacă îl dăm pe Dumnezeu afară din lumea noastră și nu îl primim pe Tatăl nostru din ceruri, pe pământul acesta, micuța planetă albastră, atunci ce putem aștepta de la viitor? După alegerile de săptămâna viitoare, vom vedea o inversare a valorilor și anume vom vedea de data aceasta biserica care va controla statul ateu. Iar statul să dovedească acea obediență, acea supunere la care însuși el nu s-a așteptat. Am primit pe calea undelor, evident,
de foarte multe ori de la prieteni bine intenționați speech-ul pe care domnul președinte Donald Trump l-a prezentat ieri, citându-l pe Thomas Jefferson, care spunea că nu guvernul ne-a încredințat sau ne-a oferit libertatea. Nu guvernul este autorul libertății poporului, ci Dumnezeu. Și tot Thomas Jefferson spunea că atunci când Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a înzestrat și cu principiile libertăților. În consecință, biserica va fi pusă în situația de a decreta legi care va forța pe oameni să se închine într-un sistem religios care nu totdeauna corespunde cu propria lor conștiință. Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, practic reiterează limbajul grupului de tineri care au spus țineți-l afară pe Dumnezeu din California. Și nu numai atât, dar a declarat război unuia dintre cele mai extraordinare sărbători pe care familia americană o servează, și anume Thanksgiving Day, sau în limba română ar fi ziua mulțumirii, dacă face vreun sens pentru cultura noastră. Și dacă declarațiile cresc în intensitate, sigur că îl avem în imagine pe domnul Cuomo, și care spune foarte clar că în New York instituțiile religioase să rămână deschise trebuie să fie de acord cu condițiile stabilite de stat, indiferent dacă este vorba despre comunitatea evreiască sau bisericile romano-catolice. Și a spus că este necesară o abordare dură. Și ca să mergem mai departe, guvernatorul Gretchen Whitmer, dacă v-ați săturat de arestul la domiciliu sau purtarea de măști, sau dacă în dimineața aceasta v-ați fi dorit să mergeți la biserică, este timpul de a face o schimbare în această țară și din această cauză trebuie să mergem să votăm pe Joe Biden. Deci noi purtăm mască pentru că este domnul Trump președinte, nu pentru că este un virus? Concluziile le trageți dumneavoastră. Aș dori să abordez o declarație din Proverbe, capitolul 9, versetul 17. Apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. N-ar trebui să ne surprindă faptul că trăim într-un imperiu al minciunii. Apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Am tot respectul pentru jurnaliști. Jurnalistul de calitate este jurnalistul care are o înaltă ținută morală și care nu poate fi cumpărat sau vândut. Sunt convins că avem și noi oamenii străzii în România. Unii dorm pe sub poduri, alții în canale și alții pe sub pomi, parcuri și așa mai departe. M-a impresionat foarte mult declarația acestui reporter care îl întreabă pe omul străzii, homeless-ul american sau omul străzii din România, dar dumneavoastră, pentru că vă petreceți tot timpul în stradă, nu vă infectați? Iar bătrânelul răspunde, eu nu mă infectez când nu mă uit la televizor. Pot să spun că aceste istorioare nu-i lipsește morala fină a lui Caragiale. Domnul Bill Gates, împreună cu soția lui, au făcut o declarație care ne-au făcut să înțelegem că valul 2 vine în curând. Aceasta nu va fi ultima pandemie cu care ne confruntăm, așa că, trebuie să ne pregătim pentru următoarea, care, știi, că aș spune, este, va atrage atenția de data aceasta. Deci ce vrea să spună domnul Bill Gates? Hei băieți, dacă ați râs de COVID-19 că este o gripă modestă și ne-ați prins cu minciuna, ceea ce mă doare pe mine nu este că ne va speria cu o altă pandemie sau cu un alt virus care de data aceasta va fi mai serios decât COVID-19, dar o face în mod cinic. În momentul în care el face această declarație, soția lui se întoarce către el, zâmbește vizibil, iar el zâmbește doar jumătate de cale. Am un document în față, scenariu Narratives, Lock Steps, pașii către pușcăria planetară, pe care o puteți găsi în website-ul lui Rockefeller. În inteligența sa deosebită, domnul Rockefeller creează un scenariu pe care dumnealui îl anticipă cu privire la o eventuală pandemie care va veni și va lovi pe locuitorii Pământului. Cert este că repetiția este mama înțelepciunii. Profesorul iezuit Malachy Martin, care a terminat Academia Pontificală de la Roma și care, înainte de căderea comunismului, a scris cartea The Keys of This Blood. În 1990 primește aprobarea
imprimaturum a Comitetului Redacțional de la Vatican, iar pe prima pagină a acestei cărți, domnul Malachy Martin anticipă viitorul societății omenești. Că vrem sau că nu vrem, că suntem gata sau nu, noi toți suntem implicați în această triplă competiție globală. Oricum, cei mai mulți dintre noi nu suntem competitori. Noi suntem doar miza, pentru că această competiție are legătură cu cine va stabili primul sistem de guvernare mondială care exista vreodată în societatea națiunilor. Vaticanul întotdeauna și-a dorit puterea, puterea absolută pe pământ. De la Charlemagne, Napoleon și Hitler, de atunci încoace există un vis neîmplinit care urmărește Vaticanul ca o obsesie. Este vorba despre cine va exercita dubla putere, autoritate și controlul asupra fiecăruia dintre noi ca indivizi și asupra noastră, a tuturor ca și societate. Nu există nicio piedică în cale, deoarece, odată ce competiția a fost decisă, lumea cu tot ce este în ea, felul nostru de viețuire, ca și cetățeni ai diferitelor națiuni, familiile noastre și jobul nostru zilnic, pe care cei mai mulți dintre noi le-am considerat de la sine înțelese, toate acestea vor fi schimbate în forță și în mod radical pentru totdeauna. Nimeni nu va fi exceptat sau omis de efectele acestei schimbări. Nici un sector al vieții noastre nu va rămâne neatins. În 1990, Vaticanul exprima punctul său de vedere. Am distrus comunismul, acum vreau să distrug capitalismul. Și după ce am sub aripile mele Rusia și Statele Unite, eu, Roma, care șed pe ape mari, voi conduce glorios întreaga lume pentru veșnicie. În preambulul cărții Apocalipse, care este cartea lui Iuda, are un singur capitol, avem o declarație cu privire la protagoniștii acestei noi ordini mondiale. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Vai de ei, căci au umblat pe calea lui Cain. Păi cu ce a ieșit Cain în evidență? Cu un sistem religios pe care l-a inventat fără ca să îl ceară Dumnezeu? Cu o ură de moarte împotriva fratelui său pe care îl ucide? Și de atunci încoace Cain este protagonistul creierii primului oraș în lumea antediluviană. Deci Cain este simbolul individului care se poate mântui pe sine însuși. Pe de altă parte, zice că s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Balaam este un fost profet al lui Dumnezeu, apostaziat. Balaam este tentat de bani și pentru un câștig mărșav discută cu Balac cam cât ar face ca să aducă apostazia și blestemul asupra lui Israel. S-au cântărit kilograme de aur, de argint și așa mai departe și într-un târziu rătăcește de la credință. Același lucru se întâmplă astăzi, dragii mei prieteni, cu lumea noastră. Balaam în secolul 21 reprezintă tipic caracterul individului care se corupe pentru bani, care nu face rabat sau abstracție de nicio metodă pentru a-și păstra beneficiile și avantajele omenești. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core, oameni care se cred că sunt Dumnezei. Deși au buncăre, ei se ascund. Oamenii aceștia nu vor scăpa de mâna lui Dumnezeu. Moise făcuse o declarație în Vechiul Testament. Dacă voi veți muri de moarte bună, de moarte obișnuită, n-a vorbit Dumnezeu prin mine. Eu nu sunt profetul lui Dumnezeu. Alături de declarația domnului Bill Gates, mai există o declarație pe care domnul Antonio Fauci, omul cel mai misterios de la Casa Albă, o face. Așa cum domnul Bill Gates ne dezvăluie cu încetinitorul următoarele secvențe ale viitorului, tot așa și domnul Antonio Fauci ne spune, practic confirmând vorbele domnului Bill Gates, că din nefericire chiar acum ne găsim în mijlocul a ceea ce va fi reamintit în istorie ca mama tuturor pandemiilor, care este cunoscută în ultima sută de ani.
și nu suntem nici pe departe în poziția de a încheia contul cu aceasta. Dacă domnul Fauci are în buzunarul dumnealui mama tuturor pandemiilor, eu vreau să-l informez pe domnul Fauci că Biblia vorbește de tatăl tuturor plăgilor. Ca să comparăm mama tuturor pandemiilor cu tatăl tuturor plăgilor, v-aș invita să deschideți Scriptura în Apocalipsa capitolul 16, versetul 1 și 2. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Biblia spune, o rană rea și dureroasă va lovi pe locuitorii pământului, pe oamenii care aveau semnul fiarei, adică a Romei și a noii ordini mondiale, și care se închinau icoanei ei. Așa că e timpul ca să rămânem de partea lui Dumnezeu, dragi prieteni, nu vă temeți, oamenii aceștia sunt ca niște vânturi. Dumnezeu le numără bătăile inimii, iar când le va fi lumea mai dragă, atunci Dumnezeu îi va trece la odihnă și pământul îi va înghiți. Nu vă temeți de ei, căci mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Biblia este o carte de principii pe care o respect și sunt ferm convins că dacă semănați virus, veți secera boală și moarte. Scriptura ne spune că prima plagă a lui Dumnezeu, care va fi efect al mâniei sale, va fi exact rezultatul a ceea ce seamănă oamenii ăștia. Seamănă virus, vor secera o plagă. Și ca și în Egipt, deși magicienii puteau să înmulțească broaștele, dar nu le puteau face să dispară. Așa că, domnilor, cei care sunteți la cârma acestei noi ordini mondiale, jocul pe care dumneavoastră îl faceți este foarte periculos și vreau să vă spun că Dumnezeu va ieși în întâmpinare și vă va infecta toate casele dumneavoastră, chiar dacă aveți buncăre. Dumnezeu vă iese la întâmpinare, iar poporul său, care va intra în odăița lui și va fi acoperit de sângele Domnului Hristos, va fi protejat. Încurajez toți prietenii, toți ascultătorii care sunt dincolo de camera aceasta de la vedere, să nu vă pierdeți scumpătul. Încredeți-vă în sângele ispășitor al Domnului Hristos. Ne este ultima speranță și veți vedea minunile Domnului Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, avem un Tată la cărma vieții noastre, iar toți acești oameni, toate aceste voci, într-o bună zi, vor dispărea în fața ochilor dumneavoastră. O altă declarație totală împotriva Scripturii pe care Papa Francisc o face este No one is saved alone. Nimeni nu se mântuiește singur. Deci vrea să spună că suntem mântuiți global. Dar aceasta nu este teza biblică. Mântuirea este individuală. Luca capitolul 17 ne spune: vă spun că în noaptea aceea, doi care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei care vor măcina împreună, una va fi luată, alta va fi lăsată. Doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Domnul Hristos nu mântuiește în gloate, nu mântuiește în națiuni. Aceasta este o tradiție a oamenilor care nu cunosc Scriptura. Matei capitolul 7 ne recomandă: intrați pe calea cea strântă, căci largă este calea, largă este poarta care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. N-am făcut eu această declarație. Nu sunt eu cel care selectez cine intră și cine nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Dar poarta strântă este poarta recomandată de Dumnezeu, este poarta recomandată de Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă aș putea pun o întrebare cu caracter retoric, dar cât de strântă este acea poartă? Păi este atât de strântă încât se poate intra numai unul câte unul. Așa că declarația Papei este o declarație complet anticristică, antibiblică. Mi-aduc aminte de leprosul pe care l-a întâlnit în templu și pe care recent îl vindecase și Domnul Hristos i-a spus: du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Observați, Domnul Hristos întotdeauna a oferit iertare, vindecare, mântuire în mod condiționat și condiția era întoarcerea la Dumnezeu, renunțarea la păcat. Versetul din cartea lui Iuda descrie în mod extraordinar
standardul moral al lumii în care trăim. Sunt niște stânci ascunse la masele voastre de dragoste, unde se îndoapă fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a bine la niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor și niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pe vecie. În aceasta este destinul pe care și-l au ales protagoniștii noi ordini mondiale. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate națiunile din vinul mâniei desfrânării ei. Iar apoi citim Apocalips capitolul 18, versetul 1-4. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor și o închinare a oricărui duh necurat și o închinare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate națiunile au băut din vinul mâniei curviei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit din pricina risipei desfătării ei. Apoi am auzit un glas din cer care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. A căzut Babilonul. Cartea aceasta a revelației, a Apocalipsei, cum o numim noi, este cartea Domnului Hristos, este revelația Domnului Iisus Hristos dată ucenicului iubit Ioan, exilat pe insula Patmos, ca să o împărtășească cu lumea de astăzi. Această carte minunată este actul final de încheiere a marii drame între bine și rău. Ieșiți din Babilon, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, în lumea în care ne găsim, cu ramificațiile și complexitățile ei. În orice neam, în orice limbă, în orice religie, există oameni sinceri și onești care își doresc întoarcerea la Dumnezeu. Și sunt ferm convins că într-o mare strigare de genul celei de la cincizecime, acești oameni sinceri și onești vor veni în jurul Domnului Hristos și vor deveni una în baza marelui adevăr: eu sunt Iisus Hristos. Și îmi doresc din toată inima mea ca acești oameni să împărtășească bucuria adevărului prezent, așa cum mă numește Apostolul Petru în epistola sa. Un alt eveniment care a zguduit recent lumea noastră a fost scrisoarea arhiepiscopului de Ulpia, fost nunțiu apostolic în Statele Unite ale Americii, domnul Carlo Maria Vigano. Contextul acestei scrisori, care este adresată domnului președinte Donald Trump, dezvăluie din nou detalii din culisele noi ordini mondiale. Vedem capetele conducătoare ale națiunilor și liderii religioși care se îndreaptă spre această sinucidere a culturii occidentale și a sufletului ei creștin, în timp ce drepturile fundamentale ale cetățenilor și credincioșilor sunt refuzate în numele unei urgențe de sănătate, care se dezvăluie din ce în ce mai pe deplin ca instrument pentru stabilirea unei tiranii inumane fără chip. Domnul arhiepiscop Maria Vigano, o fi și el un al doilea Luther. Știți, Luther, când a făcut declarațiile că papa este anticristul, nu era protestant. Luther era încă catolic. Să nu fim surprinși că în Biserica Romano-Catolică sunt oameni de o excelență intelectuală deosebită, oameni care au un caracter creștin model, care într-o bună zi vor avea curajul, așa cum domnul Maria Vigano are curajul de a-l înfrunta pe episcopul de Roma, pe papa de la Roma, și a spune adevărul. Acesta și alții care îl vor urma dovedesc că ei ies deja din Marele Babilon. Ei au curajul lui Luther și veți vedea în cele ce urmează că domnul Vigano merge atât de departe încât să citeze a doua Tesaloniceni, în capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4, aplicându-l papei de la Roma.
Scopul Marii Resetări este impunerea unei dictaturi a sănătății care vizează impunerea unor măsuri liberticide, ascunse în spatele promisiunilor tentante de a asigura un venit universal și de a anula datoria individuală. Bineînțeles că prețul este extrem de violent, pierderea libertăților și poate chiar pierderea vieții. Tot în conținutul acestei scrisori, domnul Maria Vigano spune, dincolo de interesele economice enorme care îi motivează pe promotorii Marii Resetări, impunerea vaccinării va fi însoțită de cerința unui pașaport de sănătate și a unui act de identitate digital ca cu urmărirea consecventă a contactului populației din întreaga lume. Cei care nu acceptă aceste măsuri vor fi închiși în lagărele de detenții sau arestați la domiciliu, iar toate bunurile lor vor fi confiscate. Domnule președinte, îmi imaginez că sunteți deja conștient de faptul că în unele țări Marea Resetare va fi activată între sfârșitul acestui an și primul trimestru al anului 2021. În acest scop sunt planificate alte blocări care vor fi justificate oficial de un presupus al doilea și al treilea val al pandemiei și sunteți bine informat de mijloacele care au fost utilizate pentru a semăna panică și a legitimiza limitările draconice ale libertăților individuale, provocând în mod ingenios o criză economică mondială. În intențiile arhitecților săi, această criză va servi pentru a face irreversibil recursul națiunilor la Marea Resetare, dând astfel lovitura finală unei lumi a cărei existență și memorie doresc să o anuleze complet. Chiar când complicitatea presei de masă a reușit să facă tranziția către noua ordine mondială, aproape nedureroasă și neobservată, ies la iveală tot felul de înșelăciuni și scandaluri și crime. Până acum câteva luni, era ușor să-i spulberi pe cei care erau adepți ai teoriei conspirației, pe cei care denunțau aceste planuri teribile, pe care acum le vedem realizate până în cele mai mici detalii. Nimeni până în februarie trecut nu s-ar fi gândit vreodată că în toate orașele noastre cetățenii vor fi arestați pur și simplu pentru că vor să meargă pe stradă să respire, să dorească să-și păstreze afacerea deschisă, să dorească să meargă la biserică duminica. Și în timp ce politicienii sunt baricadați în palatele lor promulgând decrete precum satrapii persani, afacerile eșuează, magazinele se închid și oamenii sunt împiedicați să trăiască, să călătorească și să lucreze și să se roage. Spre final, arhiepiscopul Vigano face referință, așa cum spuneam, la a doua Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 6 la 7. După cum este clar acum, cel care ocupă scaunul lui Petru și-a trădat rolul încă de la început pentru a apăra și promova ideologia globalistă, susținând agenda bisericii paralele care l-a ales din rândurile sale. Ceea ce domnul Vigano vrea să spună este că Papa Francisc a devenit un anticrist. Domnul Vigano, bun venit în lumea realității protestante. În mod gradual, progresiv, domnul Vigano dă pe față spiritul reformator al lui Luther și să dea Dumnezeu ca nu numai domnul Vigano, dar mulți alții ca el să iasă din acest conglomerat care se numește Babilonul cel Mare, ca să nu fie loviți cu pedepsele și mânia lui Dumnezeu care va veni în curând. O altă știre care a făcut valuri în Statele Unite este declarația tele-evanghelistului Pat Robertson. Dumnezeu i-a spus că președintele Donald Trump va fi reales și realegerea sa va aduce începutul sfârșitului. Robertson a mai spus că fără îndoială Trump va câștiga alegerile, dar va duce la tulburări civile pe scară largă, în timpul cărora va exista cel puțin două încercări de asasinare a președintelui. În timp ce America este cuprinsă de haos, Robertson a precizat că națiunile islamice o vor folosi ca o oportunitate de a ataca Israelul, dar vor fi șterse de pe fața pământului de Dumnezeu, ducând la un moment remarcabil de pace. Ceea ce mi se pare foarte curios
este că avem mesajul reformator al arhiepiscopului Maria Vigano, care este reprezentantul reformațiunii în mijlocul Bisericii Catolice, echivalentul lui Luther pentru secolul 21, și pe de altă parte avem vocea lui Pat Robertson, care este unul dintre cei mai renumiți televangeliști ai mișcărilor protestante americane, care face o profeție că e posibil ca domnul Donald Trump să fie reales. N-aș putea să garantez declarațiile domnului Pat Robertson. Doar mă rog ca voia Tatălui nostru din cerul să se facă prin intermediul minunat al Fiului Său și prin influența bună a Duhului Sfânt, Marele Mângâietor, care lucrează cu conștiința oamenilor. Și bineînțeles că Tatăl nostru din ceruri va interveni pentru a clarifica noțiunile profetice pe care noi astăzi nu le înțelegem. Pendula trece de la statul ateu care controlează biserica și se duce în partea dreaptă, în locul unde biserica capătă puteri plenipotențiale și va controla statul de drept în viitor. Mă bucur să readuc în imagine declarația Domnului nostru Iisus Hristos, care spunea: ieșiți din Babilon, poporul meu. Mi-aș dori din toată inima mea, prietenii mei, să ne încurajăm cu toții la gândul că sunt mai mulți cu noi decât cei care sunt cu ei. Domnul Iisus Hristos ne-a promis o victorie. Tatăl nostru din cerul veghează. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu influențează inima noastră, iar îngerii din ceruri, miliarde, sunt cu noi ca să ne pregătească calea, să ne dea curaj ca să trecem prin marea furtună care va veni. Vom trece printr-o nouă fază, o fază în care biserica va da legi și decrete ca oamenii să subscrie la un principiu religios care poate nu totdeauna corespunde conștiinței lor. Mi-am dorit mult să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu dumneavoastră în această seară și mi-am dorit mult să îl adresez înainte de alegeri. Probabil că societatea civilă americană și cea planetară va fi zguduită de încleștări, vărsare de sânge, războaie civile. Toate sunt anticipate în profeție. Dar poporul lui Dumnezeu va intra în odăița lui și va fi protejat de dragostea și iubirea Domnului Iisus Hristos. Deci fie că trăim, fie că murim, să o facem ca înaintea zilei și să trăim sau să murim pentru Domnul Iisus. Nu uitați că în capitolul 2 și capitolul 3 din Cartea Apocalipsei, când vorbește despre istoria bisericii, împărțită în 7 perioade de timp, Mântuitorul are o promisiune minunată pentru fiecare grupă de credincioși din cele 7 perioade de timp ale bisericii creștine, de la înălțarea sa la cer până în zilele noastre. Cerul este pentru campioni. Domnul nostru Iisus Hristos împărtășea această făgăduință cu noi de 7 ori în versiuni diferite. Celui ce va birui îi voi da dreptul să mănânce din pomul vieții. Celui ce va birui îi voi da o coroană a mântuirii pe cap. Celui ce va birui îi voi da dreptul să mănânce din mana ascunsă. Celui ce va birui îi voi da dreptul să fie un stâlp în templul lui Dumnezeu. Celui ce va birui îi voi da un nume nou pe care voi ști numai eu și el. Și celui ce va birui îi voi da dreptul să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, așa cum eu am biruit și am stat pe scaunul de domnie al Tatălui nostru din ceruri. Binecuvântat și onorat să fie scumpul nume al Tatălui nostru din ceruri, pentru harul nemăsurat pe care ne l-a împărtășit, pentru faptul că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să piară și să aibă viața veșnică. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să ne plecăm capetele noastre, să ne plecăm genunchii, într-o rugăciune de dor înaintea Tatălui nostru din ceruri, să ne plecăm capetele. Iubitul nostru Tată din ceruri, în această seară frumoasă, împreună cu prietenii noștri din România și din diaspora, oriunde s-ar găsi, familii necăjite, tați și mame, părinți și copii, bunici și nepoței, prieteni, străini, vizitatori, musafiri și chiar dușmanii noștri, iubite Tată, binecuvântează cu dragostea ta prezența tuturor sufletelor care au ascultat cuvântul vieții venit la tine. Iubite Tată, fii cu noi astăzi și în veșnicia veșnicilor. În numele lui Iisus Hristos, Fiul tău preiubit, ne-am rugat acum și în veci.